Vicepreședintele Autorității Naționale Sanitară, Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Sălejanul Ciutogno di Laslo, a preluat de la 1 decembrie atribuțiile președintelui ANSVSA până la numirea unui nou președinte, în condițiile în care din aceeași dată a fost eliberat la cerere din funcția de președinte cu rang de secretar de stat Vladimir Mănăstireanu. Începând cu data de 1 decembrie 2014, domnul Ciuta Agnaud Lazlo, vicepreședinte, este desemnat să exercite atribuțiile președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor până la numirea președintelui instituției în condițiile legii, se arată în decizia prim-ministrului publicată în monitorul oficial. Cererea de demisia lui Vladimir Sirianu a fost înregistrată la cabinetul premierului în data de 24 noiembrie 2014, iar decizia premierului de eliberare din funcția acestuia a intrat în vigoare începând 1 Decembrie 2014. Vladimir Mănă Sirianu a preluat șefia ANSVSA în data de 14 iunie 2013, însă din 1 martie asigurase interimatul la această instituție după plecarea lui Mihai Țurcanu. Consiliul Reprezentanților Unionali va dezbate pe 13 decembrie la Târgu Mureș propunerea făcută de Consiliul Permanent al UDMR privind ieșirea de la guvernare, în urma analizării votului dat de Comunitatea Maghiară din România la alegerile prezidențiale din noiembrie, potrivit președintelui UDMR, Hunedoara deputatul european Iulu Winkler. În aceste condiții, Shutagnoj Lazlo va putea pierde și postul de vicepreședinte al ANSVSA.